Bună ziua, bine v-am găsit între prieteni. În doar câteva zile copiii vor reveni în creșe, în grădinițe și în școli, vor începe să învețe lucruri noi și părinții sunt foarte interesați să le ofere experiențe prin care să se dezvolte cognitiv și emoțional prin joc și joacă. Atelierele muzicale sunt o variantă minunată pentru ca cei mici să fie stimulați senzorial, mental și emoțional. Povestim mai multe cu Gianina Studencu, artist, MC și educator muzical. Bine te-am găsit, Gianina! Bună, Dana, și mă bucur să te revăd. Și eu mă bucur. Nu vine să cred că a trecut atât de mult timp de când nu ne-am văzut. Trece, măi, Gianina, trece. Dar parcă a fost acum o lună, două. Într-adevăr, așa este. Să te revăd. Și eu mă bucur tare mult, mai ales că acum vorbim despre aceste ateliere muzicale pe care tu le organizezi pentru cei mici și introduci așa în lumea asta frumoasă a muzicii, care vine la pachet, nu, cu multe beneficii. Alte beneficii, așa este. Acest proiect, să știi că a luat naștere în perioada pandemiei. Dacă pentru mulți, inclusiv pentru mine, pandemia nu a adus doar lucruri bune, pentru că știi bine că prezint și când la evenimente și domeniul acesta a fost blocat, am simțit un pic nevoia să mă reinventez și muza mi-a fost băiețelul meu, căci atunci când ai copil, iată, ți se transmit niște semne din univers. Și iată că în pandemie am dat start acestui proiect minunat de ateliere muzicale pentru copii. Ateliere care nu au ca scop performanță, canto sau instrument, și prin prezența la aceste ateliere, copiii se dezvoltă cognitiv, motric, deprind foarte multe abilități care le vor fi utile în pașii următorii vieții și mai cu seamă celor mici de tot care urmează să meargă la creșă sau grădiniță. Deci, practic, tu poți să introduci pe cei mai micuți încă de la vârsta... De un an. Da. Așa micuț. Vârsta minimă a copiilor care ajung la mine este de un an. Am creat o grupă specială de 1-3 ani, grupă la care copiii vin cu părintele. Normal. Nu sunt lăsați la mine pentru că nu sunt atât de deschiși să stea cu un străin, însă prin prezența constantă ei capătă încredere în mine și văd ce se întâmplă în colectivitate, văd ce urmează să se întâmple poate într-un an sau doi când vor merge la creșă sau grădiniță, astfel că adaptarea le va fi garantat mult mai ușoară. Este testat și mi s-a transmis asta de către foarte mulți părinți care au venit constant la ateliere. Cum se lucrează cu cei mai micuți, așa, apropo de noțiuni, apropo de instrumente? Chiar dacă sunt atât de mici, încerc să le arăt că în colectivitate există reguli. Da? Nu neapărat că stăm nemișcați pe scăunele sau că nu vorbim, că este greu să țin copii de un an și jumătate, doi, să stea nemișcați, însă de la o ședință la alta, ei deprind ce se întâmplă acolo și știu singur ce urmează să facem. Spre exemplu, primul lucru pe care îl facem la deschiderea orei de muzică este să adunăm într-un coș sau într-o plasă 100 de biluțe care sunt pe jos. Pentru ei aceasta este noțiunea de a face curățenie. Și deja cei care vin după 2-3 ședințe, ei știu, biluțe, le adunăm. După care ne adunăm toți pe jos, pe pernuțe stăm în cerc, mamă, copil, și după cum vezi aici pe măsuță, cu ajutorul la diverse instrumente, vesele, colorate, cântăm cântecele adaptate vârstei lor, dansăm, ne jucăm, aplaudăm și învățăm să ne coordonăm mânuțele pe muzică. Nu știu, poate îți dau și niște exemple ca să înțelegi ce... Da, cum se lucrează. Uite, am o simplă... Tu postezi tot felul de exerciții foarte interesante. Sigur. Pentru cei mici, așa că cei este foarte important să fie adaptate vârstei lor, pentru că ce lucrez cu un copil de 9 ani, bineînțeles că nu pot lucra cu un copil de un an jumate. Și sunt exerciții care, chiar dacă pentru noi adulții par banale, pentru copii sunt extraordinar de benefice în dezvoltarea creierului lor, în coordonarea mâinilor, a corpului, a trupului și, bineînțeles, a formării urechii muzicale. Cred că oricine are acasă o eșarfă, un șervețel, rola de la bucătărie, da? Am adaptat anumite piese internaționale pe care toți copiii le cunosc, le-am adaptat în limba română și am creat diverse jocuri de cuvinte. Îți dau un exemplu banal, piesa o știe toată lumea, roțile de autobuz se învârtesc, da, dar nu cu aceste versuri, de exemplu cu această eșarfă. Copiii de un an și jumătate învață rotirea eșarfei, este un exercițiu motric și de coordonare și le cântăm așa. Eșarfele în cercuri le mișcăm. Da. Eșarfele în sus le aruncăm.
Da? Sunt versuri la care ei trebuie să fie atenți și să și reproducă mișcările după ceea ce eu cânt. Și reușesc așa din prima sau mai trebuie din prima, da. Dar în primul rând se distrează pentru ei. Wow, am aruncat eșarfa și mi-a căzut, plus că acolo am niște eșarfe foarte colorate. Da. Însă este un exercițiu la care nu vezi rezultatul imediat, că nu sunt atât de atenți. Dar este un exercițiu de atenție distributivă, pentru că trebuie să fii atent și la ceea ce rostesc eu, cât să știe ce au de făcut, cât și la mânuirea eșarfei pe care o au în mână. Și trecem la instrumente muzicale. Instrumente muzicale, uite. Castaniete, xilofon, da, castaniete, xilofon. Da. Pentru copii atât de mici, cu copii mari fac lucruri un pic mai complicate, lucruri, cântece și exerciții care au la bază lucrul în echipă. Pentru că trebuie să ținem ritmul în sincron, să lucrăm toți în același timp și în aceeași măsură, că de exemplu, într-un cor, dacă nu se cântă la unison și se trezește unul să spună un A mai târziu, se simte. Se simte. Așa da. Este și la exercițiile de ritmicitate și pentru copiii mai mari de 4, 5, 7, 8, 9 ani, scopul lor este în primul rând să învețe să lucreze în echipă, să fie atent la colegul de lângă ei și să nu se grăbească sau să rămână în urmă. Însă, toți părinții cred că recunosc acest toți instrument. Toți aveți un xilofon de acasă. Și mulți părinți sunt, vai, xilofonul ăla care face gălăgie și încep să bați în el, dar mulți părinți nu cunosc de fapt cum se folosește, nu? Da. Fiecare culoare a xilofonului reprezintă de fapt o notă muzicală. Este un foarte bun exercițiu motric să-i învețe pe copii să țină corect bățul în mână. Atenție că bățul nu se ține de aici. Spuneți-le copiilor că nu o să facă niciun sunet, da? Ei trebuie să învețe să-l țină de aici și să-și miște doar încheietura mâinii. Și printr-o bătaie foarte ușoară se reproduc foarte ușor notele muzicale. Însă cei două mai distractiv... e albastru, da? Două, nu? Da, da. Două e albastru, da. Ce e foarte distractiv în cadrul atelierelor, tot cu privire la atenția către copii și atenția lor la ceea ce fac eu, le pun diverse cântecele despre culori, iar ei trebuie să fie super atenți și să apese pe culoarea despre care eu cânt. Pe exemplu, soarele e galben, verde este frunza, cerul e albastru, roșie e buburuza. Este un exercițiu de atenție, dar prin joacă și prin muzică ei sunt mult mai captivați și mai atenți decât dacă îi pui la birou la 2 ani, mami, azi învățăm culorile. Îți dai seama că l-ai pierdut, da? La fel se întâmplă și cu cifrele, cu numerele. Întâlnesc multe mămici și... Apropo de metodă, știi? Pentru că tu vrei să-ți înveți copilul, el e ca un burețel oricum în primii 3 ani de viață, da? Doar că contează foarte mult să faci aceste lucruri prin joc și prin joacă. El să nu simtă presiunea că stă mami și vrea să învăț lucrurile. Văd adesea pe diverse grupuri de mămici sau sunt mămici care îmi spun mie, măi, are 4 ani jumate și nu știe literele, vai că l-am pus să învețe A, B, C. Am trecut și eu prin etapa aceasta, că și fiul meu are aproape 7 ani și de la el am învățat și am testat foarte multe lucruri, tot prin joacă, prin cântecele cu alfabetul, cu numărătoare înainte și înapoi, a reușit să le învețe mult mai ușor și acum sunt eu uimită, wow, știi alfabetul sau pe la 5 ani. Da, da, sunt copii și mai mici, știi, dacă vorba aceea, știi cum să te joci cu ei. Fiecare copil are... Ritmul său, nu trebuie să grăbim lucrurile. Eu sunt sigură că niciun copil nu va ajunge în clasa a 5-a fără să știe să citească sau... Trebuie să nu comparăm copiii în primul rând. Chiar săptămâna trecută o altă mămică care vine la mine îmi spunea: măi, ne place mult la tine, dar fetița mea când este aici se blochează când tu faci exerciții, rămâne așa și ea nu face. Nu e așa că nu e bine? Zic, este foarte bine metoda ei proprie este de a analiza ceea ce fac și tot mămica a continuat, dar știi că acasă face tot ce făceai deci tu. Deci ea bagă la cap acolo la ateliere și vine acasă, acolo se simte probabil safe în spațiul ei. Într-adevăr vine de vreo, a venit la vreo 3 ședințe și într-adevăr după 5-6 ședințe se familiarizează și cu spațiul și cu mine, iar eu niciodată nu insist. Îi aștept la atelier cu mare bucurie, la primele 2 ședințe nici nu prea îi bag în seamă pe copiii nou sosiți, pentru că știu ce înseamnă să vină un străin asupra ta, să te tragă de obrăjor, vai ce drăguț! Nu, fiecare copil are ritmul său, este important să vadă ce se întâmplă acolo, iar ei văd ce fac cu copiii mult mai vechi și astfel vor învăța de la o săptămână la alta să ne imite. Uite, am vorbit despre ureche muzicală, ai menționat, te naști cu urechea muzicală sau se antrenează? Și da și nu.
te poți naște, dar și dacă nu ai ureche muzicală, urechea muzicală se formează. Se formează prin ascultarea multă muzică, prin participarea la astfel de activități care au la bază muzica, ritmul, dans, muzică, instrument. Pentru instrument însă trebuie să ai puțină ureche muzicală, ca acolo deja ajungi, da, uite, la partituri. Poți să începi așa, nu? Cu ateliere muzicale, da, și poți după aceea, uite, tu, da, chiar poți să-i îndrumi, da, pentru că ăsta e seama. Da. Ritmul este baza, pentru că dacă ai ritm și auzi și știi să ții ritmul pe o anume piesă, îți va fi ușor să și dansezi, nu doar să cânti. Uite, am aici două castaniete, așa se numesc, da, aceste instrumente răgălașe de lemn. Copiii se distrează, bineînțeles, iar eu îi învăț prin aceste instrumente să ținem ritmul. Mulți oameni le folosesc așa. Nu este corect, da? Se folosește bătând în palmă. Sunetul este altul, da? Ce când cu copiii, îți dau un exemplu pentru că nu avem ceva muzică pe fundal, îți reproduc eu. Da. Învățăm să ținem ritmul și să-i vezi acasă că îmi trimit mămicile filmulețe. 1, 2, 1, 2, 3. Alunelu, alunelu, hai la joc. Să ne fie, să ne fie cu noroc. Copiii atât de mici de un an jumătate, 2 ani, nu reproduc identic ritmul, dar învață de la o ședință la alta. Cât despre cei mari, unde avem piese mai complexe, mai complexe, da, și mai grele, pentru ei este important să, repet, să învețe să țină ritmul în echipă și să nu iasă din echipă, să nu iasă din exercițiu, că altfel se duce totul. Iar mai încolo, de exemplu, dacă părinții vor să îndrume spre a învăța un instrument îi muzical, eu. Îi îndrum tu, da? Poți să le spui, are capacitatea, da, de, da, poate deja, îi îndrum și i-am îndrumat, pentru că sunt copii care vin de 8-9 luni, aproape un an la mine și îi văd cât sunt de smart și de ritmici. Și le-am spus eu părinților, măi, vezi ce îi place, instrument sau canto, pentru că îi place foarte tare, este super ritmic, sunt exerciții nouțe pe care le duc la sala de muzică și le fac cot la cot cu mine. Deci, iată, până și eu mă documentez pentru aceste exerciții, cu timp în urmă le exersez acasă singură, în oglindă, să apar în fața lor bine pregătită și sunt deja copii care fac pian. Și sunt tare mândră de ei. Oricum, să faci pian, știu că este foarte bine pentru ambele, da, emisfere. Așa că pianul se dezvoltă... este cam și eu am făcut, da, eram mică și e unul din regretele mele că nu am continuat să profesez mai mult. Dar da, la 4 ani am început cu pian, cu profesor acasă, am cântat cam 6 ani. Și pianul este printre primele și cele mai bine cotate instrumente pentru copii. Cum mergem la ateliere muzicale? Ne pregătim înainte? Nu ne pregătim, venim este cu inima deschisă. Este foarte important. Cu inima deschisă, evident că este un spațiu de distracție, dar nu de joacă. Și menționez asta tuturor părinților. Nu este un loc de joacă. Învățăm mici reguli, învățăm rutina, tocmai pentru ca cei mici sau mai mari să fie responsabili în colectivitate, să fie responsabili la grădinițe, la școală, unde, din păcate, nu li se oferă tuturor copiilor blândețea pe care noi dorim să, pe care noi le oferim sau la care ne așteptăm. Astfel că le e mult mai ușor când merg la grădiniță la 4 ani să știe că, măi, acum trebuie să stau liniștit, acum e timpul trenuleț să merg colo-colo. Important să vină cu inima deschisă, dar nu cu ideea că este un loc de joacă, asta mai mult pentru părinți. Căci este în beneficiul lor. Toată această rutină și toate aceste mici reguli, cum le spune în ghilimele, sunt spre ajutorul copiilor. De câte ori mergem la ateliere muzicale? Pe săptămână? Eu de două lucrez, ori? Ca idee, eu. Da. O dată pe săptămână. Și am încercat să fac în așa fel încât să fiu disponibilă și în cursul săptămânii pentru copiii care nu sunt deloc la grădiniță, creșă, școală, dar cel mai mult se vine sâmbăta când toată și părinții liberă. Sunt liberi și copiii sunt liberi și acesta este ciclul prin care copiii vin o dată pe săptămână. Janina, îți mulțumesc tare mult eu că mulțumesc. Ai venit și ne-ai arătat atâtea, da, lucruri frumoase. Atât lucruri cât ne-a permis timpul. Cine vrea să descopere, să meargă la atelierele sigur, muzicale sigur. Cu piciulinii ca să se dezvolte, da, frumos. Și armurios. Pentru părinți este terapie la grupa 1-3 ani, mai ales cei care sunt prezenți. Că, wow, a fost și pentru noi atât de relaxant, pentru că muzica e terapie. Așa este, așa este și te mai așteptăm cu mare drag aici între prieteni. Îți mulțumim mult, Janina. Dragii mei, mergem mai departe și furăm o rețetă de chipsuri de la Mâncare cu Savai. Bun.
Bună ziua, dragii mei! Eu sunt Claudia și bine ați venit în bucătăria mea! Astăzi vom pregăti împreună o rețetă foarte iubită, mai ales de cei tineri, dar nu numai. Chipsuri de casă, prăjite sau la cuptor sunt o variantă sănătoasă la aceste gustări atât de consumate în toată lumea. Vom face două variante. Haideți să vedem de ce avem nevoie și cum vom proceda. Avem nevoie doar de 2 cartofi mari sau 4 mai micuți, de condimente după preferințe. Eu am aici 2 lingurițe de boia, o linguriță de boia dulce și o linguriță de boia iute. Mai avem nevoie de o linguriță de ierburi asiatice, ce conține cimbru, busuioc, rozmarin, salvie, o linguriță de usturoi granulat, o linguriță de sare, o jumătate de linguriță de piper și 2-3 linguri de ulei de măsline sau ulei de floarea soarelui. Pentru început, feliem cartofii, fie cu un dispozitiv special sau cu cuțitul, așa cum fac eu. Feliile să fie cât mai subțiri, transparente dacă se poate. Când i-am terminat de tăiat, îi punem într-un vas încăpător în apă rece. După cum vedeți, apa s-a și tulburat, semn că se eliberează amidonul din cartofi. Îi lăsăm în apă rece pentru 10 minute, schimbând apa măcar încă o dată. Între timp, amestecăm condimentele. Punem într-un singur bol sarea, piperul, usturoiul, amestecul asiatic, boiaua și le amestecăm bine. Scurgem apa de la cartofi și izbântăm cât de bine putem, ajutându-ne de un prosop de bucătărie. Acești pași sunt foarte importanți dacă dorim să obținem chipsuri crocante. Punem feliile înapoi în bol, turnăm peste ele 2-3 linguri de ulei și amestecăm totul pentru a se îmbrăca fiecare felie într-un strat subțire de ulei. Acesta va face ca amestecul de condimente să se lipească uniform. Presărăm amestecul de condimente peste felii și le amestecăm cu răbdare pentru a le acoperi complet pe toate. Una din variante, cea mai sănătoasă, este cea la cuptor. Tapetăm o tavă cu hârtie de copt și așezăm una lângă alta feliile de cartofi. Tava va merge la cuptor la 200 de grade pentru aproximativ 20 de minute. După primele 15 minute, întoarcem cartofii, apoi îi mai lăsăm pentru încă 5 minute măcar, sau până când suntem mulțumiți de culoarea și textura lor. Când sunt gata, le scoatem într-un bol și pot fi savurate cu bucurie. Auziți cât de crocante sunt! Într-o tigaie pe foc mediu spre mare, punem ulei de cel puțin 2 cm înălțime. Când s-a încins, adăugăm pe rând feliile condimentate, fără a le înghesui. Le lăsăm să se prăjească pe o parte pentru aproximativ 2-3 minute
apoi le întoarcem și le mai lăsăm și pe cealaltă parte pentru 1-2 minute. Când sunt gata, le scoatem cu o paletă pe o farfurie acoperită cu prosop de hârtie și le putem savura. Bineînțeles că sunetul crocănțelelor este adorat de toată lumea. Și acestea sunt la fel de crocante. Sunt absolut delicioase ambele variante pe care îmi doresc să le încercați și voi neapărat. Aceasta este propunerea mea. Dacă v-a plăcut și vreți să mă susțineți, nu ezitați să dați like, share și subscribe. Lăsați în comentarii cu părerile voastre pentru că abia aștept să le citesc. Retreaturile sunt ideale atunci când doriți să evadați din agitația urbană într-un loc în care vă puteți conecta cu natura și cu sinele vostru. Care sunt beneficiile retreaturilor holistice? Aflăm de la invitata noastră, Monica Găitănaru, psihoterapeut jungian. Bine te-am găsit, Monica! Uite, povestim despre retreaturi și despre ceea ce se întâmplă acolo într-un retreat. Când simți nevoia așa să mergi într-un retreat și ce poți descoperi acolo? Nevoia, mai ales atunci când trăim într-un spațiu urban cum este acesta al zilelor noastre, cred că poate să apară destul de des, mai ales că există din ce în ce mai mult stres, mai multă presiune și zona aceasta de burnout tinde să devină tot mai prezentă în societatea noastră. De aceea, retragerile cred că sunt din ce în ce mai binevenite și mai necesare din când în când, tocmai pentru a putea să beneficiem de o anumită deconectare. În sine, ideea de a te retrage din mediul tău familiar, obișnuit, în care îți trăiești viața de zi cu zi și a merge undeva, mai ales în natură, alături de alți oameni care poate caută alături de tine, la fel ca tine, un anumit tip de inspirație, un anumit tip de pace, de reconectare cu ei înșiși, cu sufletul lor, cu nevoile de care, acelea de care poate că uităm în vâltoarea vieții de zi cu zi atunci când suntem foarte setați pe ceea ce trebuie să facem, pe eficiență, performanță și așa mai departe, se întâmplă adesea să uităm de noi, de propriile noastre dorințe, limite, nevoi și atunci a accesa un astfel de spațiu, cum este acela pe care ți-l oferă retragerile, retreat-urile holistice, terapeutice, poate să fie exact balsamul de care ai din când în când nevoie, tocmai pentru a-ți regăsi strălucirea, energia și vitalitatea, pentru ca, întorcându-te, totul să capete mai mult sens și mai multă motivație. Da, ai văzut că dacă ești prins așa în rutina asta zilnică, automat și corpul tău se resimte și resimți o oboseală puternică, o lipsă de vlagă, faci lucrurile așa în mod automat. Ai văzut cât de mult contează să pleci din mediul familiar de care vorbeai și să te deconectezi, așa cum o poți face într-un retreat. Îți dai un reset și poate, cine știe, descoperi lucruri de care nu erai conștient până atunci. Așa se întâmplă și, până la urmă, vezi, una dintre diferențele fundamentale între un retreat și o vacanță, pentru că adesea oamenii spun, dar de ce să mă duc în retreat, iar să muncesc cu mine, iar să am treabă de făcut când aș putea să mă duc în Grecia și să stau la plajă? Da. Diferența fundamentală este că dacă te duci în Grecia sau dacă te duci oriunde și mergi cu familia și mergi cu prietenii, într-o formă sau alta, atenția ajunge spre ceilalți. Hai să văd cum armonizez cu ei, cum le satisfac nevoile, cum facem să se simte toată lumea bine. Și sunt în rol. Atunci când sunt într-un mediu familiar cu persoane familiare în jurul meu, chiar dacă sunt într-o altă țară sau într-un loc natural superb, atâta vreme cât depind de rolul meu și de cine i-am obișnuit pe ceilalți că sunt în viața de zi cu zi, nu mă pot retrage cu adevărat pentru a face acea reconectare profundă cu sufletul meu și cu energia mea primordială.
De fapt, asta este diferența fundamentală, da, a ceea ce îți oferă. De aceea spune că e terapeutic, da? Da. Ce învățăm acolo într-un retreat terapeutic, holistic? De la o temă la alta putem să învățăm diferite lucruri. Tema pe care noi o propunem anul acesta, eu împreună cu soțul meu, care este și el psihoterapeut jungian, Andrei Găitenaru, îi invităm pe participanții la retragerea noastră să explorăm tema coborâri la cer. Bun, ia să vedem ce presupune asta, coborâri la cer, da? Este o temă un pic paradoxală. Da, da. Dacă te gândești la această asociere de cuvinte, coborâ și cer, însă este menită să ne ajute să ne împrietenim inclusiv cu momentele noastre de cădere, inclusiv cu momentele noastre în care nu e totul atât de minunat, atât de roz, atât de frumos pe cum ne-am dori, momentele alea de care, în general, lumea în care trăim astăzi ne învață să stăm cât mai la distanță, să fugim și să mimăm la nivel de ambalaj lucruri dintre cele mai strălucitoare. Foarte fericit și asta se vede pe rețelele de socializare. Exact. Toată lumea e fericită, da? Și tocmai de aceea noi nu mai știm cum este să fim autentici și cu stările noastre de tristețe, de frică, de durere, de depresie, de nu mai pot sau nu mai vreau sau nu mai știu. Apar în viața noastră momente în care ne întâlnim cu limitele noastre, momente în care ne întâlnim cu abisurile noastre, cu tot ce este mai înfricoșător așa noastre, în interior. Zicem, da, 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 partea aceea de umbră, partea întunecată, în care stau toate sentimentele pe care le reprimăm de-a lungul timpului, cum ar fi frica, rușinea, vinovăția, diferitele blocaje pe care ni le creăm, iluziile, credințele limitative și așa mai departe, mecanismele de sabotare, da, sau, sau de apărare. Da. Și cum arată, de exemplu, programul, uite, într-un retreat? La ce să ne așteptăm? Noi lucrăm foarte mult pentru că suntem specializați în psihoterapia jungiană pe mituri și pe zona arhetipală. Asta este cumva aria de interes. Specialitatea lui Jung. Specialitatea lui Jung. Da. Și oricum, miturile sunt foarte generoase cu sufletul uman, pentru că au fost practic primii noștri ghizi, primii profesori și terapeuți ai umanității. De aceea, cu ajutorul miturilor, avem garanția că ne ducem la bază, ne ducem la sursa fundamentală a înțelepciunii și a cunoașterii. Deci vom lucra cu câteva mituri, dintre care aș putea să amintesc mitul lui Orfeu, mitul coborârii în infern, da, al lui Orfeu, al Inanei, o zeiță sumeriană, atât a cerurilor cât și a pământului, o zeiță a fertilității, a dragostei, a războiului, o zeiță foarte complexă și foarte paradoxală, a cărei coborâre mi se pare extrem de spectaculoasă, pentru că trece prin 7 porți și pe fiecare prag ea trebuie să lase ceva din veșmintele ei, din regalitatea ei omenească, din rolurile acelea despre care măștile vorbeam care mai punem, devreme, da, pentru ca în cele din urmă, ajungând în fața surorii ei, Ereshkigal, regina lumii de dincolo, a adâncurilor, să poată să fie în profunda ei autenticitate, da, ea însăși în nuditate și în smerenie, regăsindu-se pe sine și putând să renască cu adevărat. Așa și noi putem să lucrăm layer cu layer, cum se exact zice, da? Și aleg să lucrez cu mituri care ne dau practic rețeta, pas cu pas, la ce ai de renunțat și cum. Îți oferă posibilitatea de a ritualiza, de a pune în practică, de a crea exerciții, de a crea călătorii cu participanții prezenți, pornind exact de la scenariul mitologic, astfel încât să vedem noi ce avem de dat la o parte. Care sunt iluziile care se interpun între noi și autenticitatea noastră, sau fricile, sau dependențele. Sau... Faceți și sesiuni de meditație? Desigur, lucrăm și cu meditație, o să lucrăm și corporal, pe parte de dans terapeutic, pe parte de constelații arhetipale, astfel încât să vedem cum sunt constelate, cum arată în interiorul nostru toate lucrurile acestea pe care le vedem și în mituri, cum arată coborârea pentru noi și care sunt resursele care ne pot ajuta să transformăm o coborâre într-un prilej inițiatic și până la urmă transformator și înălțător. Deci de aceea ajungem la cer. Cum te transformă o astfel de experiență? Sau din experiența ta, din lucrul tău cu tine, cum te-au transformat toate aceste, să zicem, încercări de a te regăsi pe tine?
te referi acum la retreat-uri sau te referi la experiențele tale care te-au condus astăzi să fii aici? Sunt experiențe destul de intime, destul de personale pentru fiecare în parte. Poate să fie poetic, poate să fie frumos când vorbești despre ele după, dar atunci când ești în situație, nu e nimic din zona asta, este cu toată autenticitatea acolo, unei dureri reale, de cele mai multe ori a unei singurătăți profunde, pentru că atunci când intrăm în zonele acestea din interiorul nostru, simțim că nimeni nu poate să ne însoțească acolo, e o călătorie pe care o facem pe cont propriu, sau în cazurile fericite alături de un terapeut care să conțină procesul nostru și care să ne dea anumite insight-uri, tocmai pentru că ai nevoie de el cunoaște mapa, harta lumii de dincolo. Da. Cunoaște cineva care să știe despre inconștient, despre potecile lui, despre etapele unei astfel de călătorii, astfel încât să fie lângă tine și să-ți spună mai puțin. Sau uite, ești aproape de un liman, nu-l vezi încă, dar se întrezărește curând o lumină. E foarte important să avem răbdare cu noi și să avem blândețe, inclusiv față de părțile acestea din noi, care unor pot să se manifeste mai tenebros, pentru că de cele mai multe ori sunt părți rănite și părți pe care, cu cât le ignorăm mai tare, cu atât ajung să aibă niște repercusiuni mai neplăcute, în cele din urmă poate inclusiv asupra corpului nostru, prin somatizări, afectându-ne sănătatea, echilibrul, vitalitatea și energia necesară unei vieți de pline și armonioase. Mie îmi place că în ultima vreme așa oamenii au început să fie deja mult mai atrași de această zonă de spiritualitate și sunt mult mai deschiși să încerce astfel de experiențe și mă gândesc că, nu știu, și prin prisma acestor ani de pandemie în care am stat mai mult izolați, în care s-au acutizat niște stări de anxietate, de depresie și așa mai departe și automat oamenii au nevoia să se regăsească, știi, să simtă că ok, îmi iau puterea de aici, din interiorul meu, nu trebuie să o caut, nu? În altă parte. Exact. Singura putere reală, autentică, este aceea pe care ți-o cucerești sau ți-o recunoști ție însuți. Oricât de mult ar recunoaște sau ar valida cineva din exterior calitățile, resursele unei persoane, atâta vreme cât ea nu este în mod profund conștientă de ele, nu vor fi decât ca un fel de pansamente superficiale peste rănile profunde ale acelui suflet. Nu putem să ne hrănim cu validările sau oglindirile din jur dacă noi nu suntem conștienți că avem acea putere sau acea frumusețe sau acea resursă prețioasă pe care o purtăm în interior. Așa este. Când organizezi următorul retreat? Foarte curând. Va avea loc chiar săptămâna aceasta, între 1 și 4 septembrie, la Bran. Mai ce loc multe... frumos! Foarte, foarte îl vedem și aici în imagine. Da, este un loc atât de reconfortant și verde și cu munții de jur împrejur. O să vizităm și peșteri, apropo de coborâri. Da. O să fie chiar o experiență totală. Exact. O să ne bucurăm de foc și de poveștile din jurul focului. Da, uite, vezi, te întorci la aceste elemente care sunt acolo, elementele primordiale de bază, da, ale naturii. Da. Cumva ne conectăm și cu mama natură prin aceste elemente. Cum sunt cei care vin și încearcă experiența din retreat-uri, așa ca profil? Ca profil. Sunt oameni de toate tipurile, toate vârstele, de da? Toate vârstele, da? De diferite profesii, cu diferite căutări, fiecare dintre ei. Și ceea ce mi se pare fantastic este modul în care, pe parcursul acestei întâlniri, ajung să se armonizeze ca grup, se consolidează o energie a grupului, care de fiecare dată este foarte hrănitoare și conținătoare, prin modul în care setăm și cadrul și structura în care se desfășoară procesele din cadrul retreat-ului. Și majoritatea celor care au participat la retreat-urile noastre de până acum ne-au spus că pentru ei a reprezentat o autentică resetare. A fost ca un fel de restart pentru un nou început. Uite, vreau să te întreb și apropo de grup, pentru că una este energia pe care o resimți în cadrul grupului și alta este dacă te duci tu singur pe munte și ai sta acolo niște zile. Presupun că e mult mai ușor să lucrezi dacă te simți susținut și de alți oameni. Da, da. Se creează, pe de-o parte, un sentiment de solidaritate. Suntem împreună în asta. Ia uite, nu ești tu singurul care te confrunți cu
asemenea dificultăți. Uite, fiecare dintre noi avem rănile noastre, fiecare dintre noi ne purtăm pecetea propriului trecut, într-o formă sau alta. Se creează un sentiment de empatie, de compasiune, de susținere reciprocă și este ca un fel de container mult mai mare decât în terapia individuală, când lucrăm doar noi, să zicem, cu terapeutul personal. Pentru că e ca și când ne conținem reciproc împreună și cu cât grupul este mai mare și mai susținător, cu atât poți să aduci inclusiv conținuturi mai dificile, pentru că nu ești singur cu ele și pentru că, iată, ai atât de multă susținere, atât de multă empatie și compasiune din jur, încât ești în sfârșit în siguranță să vorbești despre ele și să-ți iei o resursă de la toți cei prezenți, pentru că fiecare te va oglindi în felul său specific. Monica, îți mulțumesc tare mult că ai venit astăzi la mare noi și drag. Că, uite, ne-ai vorbit așa frumos despre toate aceste experiențe pe care sper să le încercăm așa la un moment dat toți, să vedem ce efect au asupra ființei noastre și te mai așteptăm cu mare drag. Cu bucurie. Mulțumesc frumos de invitație. Mulțumesc frumos, Monica. Dragii mei, sunt sigură că la un moment dat v-a trecut așa prin minte cât un gând de genul: nu pot sau nu sunt în stare, sau poate ați auzit pe alții care vă spun că nu o să reușești și așa mai departe. Dacă stăm să ne gândim mai profund așa, sunt credințe care ne limitează, sunt gânduri limitative care ne pun așa bariere, cât o stabilă. Și ne chinuim să ajungem să facem niște lucruri și ne chinuim și nu ne iese și așa mai departe. Ce ar fi să facem switch-ul și să înlocuim toate aceste credințe limitative cu cele constructive, care ne pun la treabă să realizăm lucruri frumoase? Ei, vorbim despre asta la Viața în Armonie, la rubrica voastră preferată cu Ștefania Filip, Wellness Coach. Bine te-am găsit! Bună, Dana! Mă bucur să te revăd! Și eu mă bucur, Ștefania, mai ales că ne propui așa un subiect foarte, foarte frumos și vreau să povestim așa împreună cum putem să lucrăm la toate aceste credințe limitative. Este ca o completare despre tot ce am povestit în edițiile trecute și ce anume ne blochează să obținem ceea ce ne dorim, pentru că facem cumva, așa cum spuneam, fie că vorbim de starea de bine, de social, profesional, urmăm poate anumiți pași, facem cam ce ne credem noi că ne poate aduce reușita, dar uneori ne dăm seama că nu ajungem acolo unde ne propunem. Cu toate că am urmat ceea ce ar trebui să ne conducă într-acolo. Și atunci, despre ce este vorba? Ce anume din interiorul nostru ne blochează? Pentru că, așa cum ai spus, anumite credințe limitative și în sine cuvântul limitativ înseamnă faptul că ne împiedică să ajungem acolo unde ne dorim. Gânduri, proiecții, concepții, convingeri și pericolul poate să fie, de fapt, atunci când nu ne dăm seama că le avem. Pentru că dacă întreb pe cineva, poate să spună: nu am nicio credință limitativă, nici nu am așa ceva. Am făcut câteva exerciții cu persoanele cu care am lucrat și le era destul de provocator, chiar greu, să identifice anumite credințe. Însă, în anumite discuții, dacă punctezi anumite lucruri, atunci abia realizează că acele lucruri de fapt reprezintă credințele limitative. Ca să ne dăm seama ce înseamnă o credință limitativă, spre exemplu, nu sunt în stare, nu pot, nu am valoare, nu pot vorbi în public, oricât aș munci, nu o să am bani, dacă nu muncesc foarte mult, nu o să am rezultate, sistemul e corupt vis-a-vis de noi, vis-a-vis de ceilalți, vis-a-vis de viață în general. Ca să schimbăm aceste concepții, aceste credințe pe care poate le avem transmis așa, știi? Din copilărie, poate că sunt, sau de-a lungul vieții ne-am însușit aceste credințe. Este nevoie de exercițiu, este nevoie de exercițiu constant și, în primul rând, să fim conștienți de ele și că le avem, pentru că asta este prima etapă. Ca o credință constructivă, pentru mine, din perspectiva mea, care ne ajută cel mai mult, este faptul că suntem ființe divine și suntem scântei divine. Și una dintre credințe, spre exemplu, care ne ajută foarte mult, poate să fie că eu sunt asemenea lui Dumnezeu, sunt una cu Dumnezeu, voia mea este voia lui Dumnezeu și putem pleca de aici, pentru că astea sunt de bază, sunt cele mai puternice, care ne ajută cel mai mult.
și exercițiu și practica constantă, pentru că e nevoie să-i dai minții mereu de lucru, în acest sens. Da, așa este. Plus că trebuie să avem grijă la formulări, da? De obicei ar trebui să înlocuim o formulare, să nu începem cu negația și să începem cu ceva pe pozitiv, ca să spun așa. Clar, și aici aș putea adăuga faptul că tot ceea ce spunem noi este o comandă energetică. Ne ajută fie să coborâm, fie să urcăm, fie să ne menținem. Ne preprogramăm cumva prin ceea ce spunem și cuvintele au o încărcătură energetică foarte mare. Este nevoie să fim atenți atunci când folosim cuvinte atât la adresa noastră, cât și la adresa celorlalți. Și încă un aspect foarte important, formularea pe care o folosim este importantă, dar faptul că noi cumva ne atașăm de aceste credințe, ne creăm contextul care să valideze ceea ce noi credem. Pentru că ținem... E ca o confirmare. Vezi, ți-am spus că nu sunt în stare să fac asta. Știi? Exact. Eu am încercat, dar eu ți-am spus că nu o să pot să fac asta. Exact. Și da. Îți validezi teoria de dinainte. Și nu doar prin faptul că ți-o validezi, dar îți confirm și lipsa de valoare, neputința, neaprecierea. Nu doar că se creează un context, pentru că, spre exemplu, eșecul s-a creat contextul în sine. Nu asta e neapărat o problemă. S-a întâmplat ceva. Cum te raportezi la acel lucru? Poți învăța din el? Eșecul poți să-l consideri ca un feedback. Uh-huh. Ce anume am de învățat? Ce anume pot schimba? Spre exemplu, dacă un pilot ratează aterizarea, înseamnă că nu este un pilot bun? Nu, poate că are ceva de învățat, ceva de modificat. Uh-huh. Sau poate n-a depins de el. Sau poate n-a depins de el, da. Poate mai mult. Poate să fii pilot bun, doar că se mai strică un alt. Cu atât mai mult. Da. Și atunci este nevoie să analizezi și celelalte lucruri care te-au dus în acel context. Da, doar că de multe ori știi prea bine că eșecul este taxat și în general este taxat de cei din jurul tău, care cumva îți spun așa oglindă și spun, păi vezi că de-aia n-ai reușit, că ești așa și pe dincolo și încep reproșurile. La care ajungi și tu să le analizezi, să ți le însușești. Și iar suntem, uite așa, într-o buclă, da? În loc să te uiți la el și să zici, ok, asta este, am greșit, trec mai departe, încerc altceva. Nu, începi și te flagelezi și tu în ghilimele. Te autosabotezi, da. Dar până la cei din jur ne autosabotăm singuri și ne spunem noi singuri înșine până să vină ceilalți să ne spună. Pentru că cei din jur cumva ne spun ceea ce de fapt ne spunem noi. Dacă cumva ajungem în această etapă de conștientizare și realizăm faptul că tot ceea ce este în exterior, de fapt, reprezintă ceea ce e în interiorul nostru și nu mai căutăm vinovați în exterior și începem să ne uităm spre interiorul nostru, avem șansa de a schimba aceste credințe limitative, pentru că, de fapt, ele ascund poate o traumă, poate că ne protejează, pentru că în anumite situații, în copilărie sau adolescenți, pe parcursul vieții, ni s-au întâmplat anumite situații, traume, conflicte, tensiuni și de acolo percepția noastră asupra situației în sine a fost că nu sunt bun sau că oamenii sunt răi, că m-au rănit, că mă trădează, că m-au abandonat. Este un fapt, o acțiune, nu este o generalizare, dar percepția din acel moment a persoanei respective poate să fie și să aibă un titlu de adevăr absolut. Cumva e nevoie să te și întorci în acele situații pentru a vindeca. Este ușor de spus să schimbăm credințele, da, limitative cu unele constructive și putem face multe exerciții în acest sens și ajută. În schimb, pentru un lucru profund și pentru a te asigura că poți schimba traiectoria, calea să o duci în altă direcție, este nevoie să lucrezi într-un mod mai profund cu ceea ce te-a înscris și te-a ajutat să îți formulezi acea credință limitativă, pentru că nu a apărut de nicăieri, de undeva a apărut. Este o sămânță pe acolo, pe undeva, dar uite, sunt exerciții, sunt lucruri pe care le putem face atunci când observăm că avem credințe limitative. Sigur, cum să nu? În primul rând este nevoie să avem încredere în noi și să plecăm în acest drum cu credință, pentru că în noi se află toate resursele și avem puterea de a rescrie credințele limitative, de a ne extinde orizontul. Avem și percepțiile și area de conștiință. Avem această capacitate în noi. Este nevoie doar să fim conștienți și să avem încredere în propria persoană, pentru că din exterior nu te poate ajuta nimeni. Singur te ajuți.
persoanele din exterior poate să te ghideze, să te îndrume, dar singur te poți ajuta. Un exercițiu, spre exemplu, este să identifici o credință și limitativă și să lucrezi cu ea. Spre exemplu, care sunt beneficiile că am această credință limitativă? Pentru că în orice situație noi avem beneficii, doar că nu le vedem. Și cumva să ne dăm seama ce beneficii îmi aduce în realitatea mea acea credință limitativă, pentru că altfel aș renunța la ea. Nu mi-aș păstra-o dacă nu mi-aduce un beneficiu. În ce mod, următoarea întrebare pe care ne putem adresa, în ce mod s-ar schimba realitatea dacă aș renunța la acea credință limitativă? Și apoi, al treilea pas, să ne gândim la o credință constructivă și cum ar arăta realitatea dacă am avea acea credință care să ne ajute să ne atingem obiectivele, pentru că obiectivele ni le setăm în funcție de credințele pe care le avem, de convingeri și automat totul este ghidat de aceste credințe, fie pe plus, fie pe minus. Și să ne dăm timp să stăm noi cu noi, facem o listă ce putem identifica toate aceste credințe și în dreptul fiecăruia să stăm puțin, să analizăm și să facem un exercițiu de imaginație, să vedem cum să găsim pentru noi fraza potrivită, pentru că nu neapărat credința, eu am o credință limitativă, spre exemplu, și tu aceeași credință, dar credința constructivă nu sună la fel la mine cum sună la fel pentru tine. Și atunci este nevoie ca fiecare să-și găsească pentru el lumea este minunată sau viața este o bucurie. E plină de oportunități. Plină de oportunități, armonie, corpul pot face mișcare, pentru că eu am lucrat foarte mult, spre exemplu, în domeniul sportului și al nutriției și pe profesional, dar mă refer strict în area mea de lucru, cu oameni care aveau anumite convingeri limitative, nu pot face sport, care se legau cu anumite situații conflictuale din copilărie, de la școală, unde au fost create anumite contexte care să-l facă să creadă că nu este în stare, că nu poate, că încolo, de fapt, lucrând împreună, a văzut că nu este absolut nicio problemă să facă un anumit tip de antrenament, pentru că nu toate sunt potrivite, normal, și ne alegem ce este potrivit pentru noi. Dar uite cum, după 30-40 de ani, a constatat că, de fapt, poate să facă sport. Da, uite, renunțarea la aceste credințe limitative, am putea să spunem, că vine așa la pachet cu o doză de crescută de încredere în sine, poate și de curaj, poate devii proactiv, poate vrei să acționezi în anumite direcții în care nu puteai să te duci înainte pentru că aveai acolo niște blocaje despre care vorbim, nu? Clar. Și aici, de fapt, poate să fie o teamă și o frică, frica de propria măreție, de propriul succes și de o viață frumoasă, liniștită, cu bucurii și în care lucrurile vin cu ușurință către noi. Pentru că dacă timp de o perioadă te-ai învățat să muncești din greu, ai trudit și nu veneau rezultatele către tine, te poate fi înfricoșător să primești tot ceea ce... Dintr-o dată. Da, și o să crezi că nu meriți lucrurile acelea, nu? Pentru că tu te-ai chinuit să le obții până acum și acum parcă prea vin ușor, nu? Adică atunci te consider norocos. Mă, dintr-o dată am devenit norocos și uite cum vin lucrurile pe mine, nu? Așa se întâmplă, este un miracol, efectiv, așa se întâmplă lucrurile. Uh-huh. Și instant, apropo de sincronicități și cum putem manifesta în viața noastră anumite lucruri, instant le putem manifesta, doar că aici există și pericolul de a nu le putea menține. Pentru că ele vin, dar dacă nu suntem la aceeași vibrație, să putem menține acele lucruri, ele vin, dar și pleacă, la fel cum au venit, au și plecat. După care poate să intervină o altă credință, că nu le putem menține și că ele nu rămân în viața noastră. Iar ajungem de unde am plecat. Da. Uite, cum facem să fim acolo, să fim bine, să fim echilibrați, uite, apropo de aceste credințe. Eu nu cred că putem să renunțăm 100% la... Eu cred că mai există acolo, în fiecare dintre noi, niște credințe limitative, doar că, așa cum ziceai și tu, trebuie să le conștientizăm, să lucrăm cu ele, dar cum ne menținem odată? Este un proces de lucru continuu, așa cum tot povestim în cadrul rubricii, nu se termină niciodată cumva, sunt etape și etape, straturi și straturi și mergem mai adânc, mai adânc, așa cum îmi place să spun, o facem cu blândețe la propria persoană, cu gingășie, cu calm, cu răbdare, cu iubire față de noi. Faptul că avem credințe limitative nu ne face să fim mai minunați, puțin buni, mai puțin buni. Da. Este nevoie doar să fim conștienți de acest proces de lucru cu sine și să lucrăm constant. Și când identificăm o anumită credință, putem lucra cu coach, terapeuți, chiar și noi singuri. Și
și să mergem să identificăm acele situații în care s-au înscris credințele. Pentru că, din perspectiva mea, așa cum spuneam, toate aceste exerciții ajută, dar pentru a schimba ceva în concret în viața noastră, mergem acolo unde s-a înscris acea credință, să vindecăm, să armonizăm, pentru că probabil sunt anumite persoane implicate, este poate un proces de iertare, de iubire și nu avem cum. Cumva viața o să ne tot aducă situații prin care să ne facă să ne întoarcem. Să depășim, nu? Și să vindecăm și să depășim acele situații, dar nu doar să le depășim, ci să le vindecăm cu totul. Că poți să treci peste sau prin. Să rămână acolo, da. Undeva da. Și iar revii la acea situație. Da, există un timp așa, uite, știu că sunt vreo 21 de zile, nu? Timp în care creierul are nevoie să proceseze niște lucruri, să-și creeze un obicei. Da, astfel încât să se întâmple niște lucruri esențiale așa în ființa ta. Putem lucra în acest fel și asupra credințelor limitative, nu știu, în fiecare zi îmi las un bilețel pe oglindă și scriu acolo că pot să fac sau sunt în stare să sau reușesc sau sunt minunată și așa mai departe. Da, bineînțeles, și vizualizarea depinde și de fiecare persoană în parte, poate să își spună ceva, să asculte în telefon, să se registreze și să-și pună ca o mantră, ca o rugăciune, poate să citească, poate să vizualizeze, poate să miroasă sau să își facă o brățară în anumite culori care să o ajute când se privește brățara, să-și amintească că poate că este minunată și că are toată puterea și toate resursele în interior care să o ajute persoana respectivă. Putem aplica, sau toate metodele le putem aplica, de ce da, nu, dacă ne ajută. Da, vezi ce funcționează pentru tine. Exact. Referitor la, da, într-adevăr, se spune că timp de 21 de zile poți rescrie. Și vis-a-vis de sănătate și profesional și social și familiar. În schimb, este o limitare și acest lucru. Din perspectiva mea, pe mine ce m-a ajutat este credința, atât în propria persoană, cât și în acel lucru, pentru că credința noastră ne vindecă și poate se întâmple instant și miracolul se întâmplă instant, pentru că dacă spui acest termen 21 de zile, 3 săptămâni, 4 săptămâni, dacă nu se întâmplă, da. Și să nu ai așteptări neapărat, pentru că cumva lucrurile în interior se schimbă. Chiar am avut o discuție referitor la atragerea unor persoane vis-a-vis de relații și o persoană și de ce anumite persoane tot vin în viața respectivei persoane și a încercat, a lucrat, dar tot ajunge în acel context. Lucrurile se schimbă, doar că exact ca și la antrenamente sau în lucru cu sine, lucrurile se schimbă, dar uneori nu vedem rezultatele. Povesteam cu cineva și spuneam, uite, te-ai hidratat, e mai bine cu hidratare, e mai bine cu somnul, mai bine cu odihnă, uite cum te simți. A, da, dar eu nu le vedeam până să discut cu tine toate aceste lucruri. Nu le vedem. Ele se întâmplă și se întâmplă instant, nu neapărat în 21 de zile. Da, așa cum se spune, să nu te urci pe cântar în fiecare zi ca să vezi dacă ai slăbit, nu? Adică mai stai și tu o lună, mai stai nu câteva săptămâni, te urci pe cântar atunci și după aceea să observi, nu? Putem diferența. Povesti în alte. Vorbim și despre cântar. Vorbim și despre cântar, da. Îți mulțumesc tare mult pentru această discuție foarte plăcută ca de obicei și te aștept cu mare drag și data viitoare să mulțumesc ne mai propui așa un subiect interesant. Mulțumesc. Cu drag, mulțumesc. Mulțumim. Dragii mei, luăm o scurtă pauză și revenim.